Salutare la toți! 2021 se apropie de final și, deși a fost al doilea an în plină pandemie, sunt încă aici și, slavă Domnului, sunt sănătos. Sper că și voi sunteți bine și reușiți să treceți peste obstacolele acestor perioade cu brio. În ceea ce mă privește, 2021 a fost un an foarte productiv și o parte din productivitatea asta se datorează și susținerii voastre, susținerii comunității noastre. Aș vrea pe această cale să împărtășesc cu voi... Ce face? Eu nu port fesul ăsta. De ce? Că nu vrem. Vrei măcar o dată pe an, sau cel puțin în clipul ăsta, să nu mai faci mofturi? Dar de ce nu porți tu? Pentru că nu trebuie să-l port eu. Păi și unde scrie că trebuie să-l port eu? Nu scrie, mă, nicăieri, dar ție stă bine cu el. Eu sunt mascotă. Mascotă? Nu ești, mă, mascotă. E urât, mă. Nu e urât. E în temă cu sărbătorile, Junior. Nu știu, mă, Radule, mie nu-mi plac temele, sărbătorile și nici fesul ăsta. Poartă-l, mă, 2 minute cât e clipul și după aia îl dai jos, mă. Că n-ai... Nu mori. Nu, că fac coșuri. Vrei să intervii? De ce? Văd că te descurci de minune. Incredibil. Incredibil de frumoasă specifică. Ești în perioada a lunii? Eu? Dracula, nu ajuți. Nici nu intenționa. Dar ce vrei? Vreau să-mi sugă... Băi, sângele ai vrut să zici. Da, sângele din... Ai grijă cum vorbești cu mine, copilule, că dacă vin la tine, te distrug. Ai înțeles, băi? Au, nu mai zbiera așa când spargi din pane. Dar nu v-am chemat aici să vă luați la bătaie, mă? Dar nici n-am vrut să stau lângă el, eu am vrut să stau lângă Diva. Lasă, lasă, mai bine eu deasupra. Merge și așa. Pff. Nu am preferințe, nu mă plâng, îmi place și de desubt. Băi, vreți să vă concentrați un pic? V-am chemat aici... Hai odată că vreau să-mi fac unghiile. Probabil a spune dacă nu mai... O secundă. Junior, dacă nu porți fesul, nu mai vezi calculator până la an. Ok. V-am chemat aici să împărtășim cu oamenii o urare de la mulți ani, de sărbători fericite, da? O facem și noi sau nu o facem? Te rog, dragule. Să aveți parte numai de fericire în anul ce vine, sănătate, liniște și fie ca din toate experiențele pe care le veți trăi de aici înainte să acumulați numai înțelepciune. Sărbători fericite! Să vezi ce bătăieți de oție!